Bună seara, dragi copii, și din nou vă invit să călătoriți în lumea minunată a basmului, adevărata mireasă, de frații Grim, partea a doua. Era odată o fată frumoasă care avea o mamă vitregă, însă aceasta nu o putea suferi nicicum pe fată și îi dădea tot felul de treburi de făcut, spunându-i că dacă nu le termină până seara, va primi o mamă zdravănă de bătaie. Într-o zi, maștera i-a dat fetei o lingură spartă și a trimis-o la un lac să scoată de acolo până seara toată apa. Fata, ajutată de o bătrână care venea adesea să o ajute, până seara a scos toată apa din lac. Apoi fata s-a dus la mama ei vitregă și i-a spus că treaba fu gata. Așteptam să fii gata mai demult!" mult. îi răspunse ea și se făcu galbene de ciudă, dar îndată mintea ei născoci ceva mult mai greu. Într-a treia dimineață îi zise fetei, Vezi că acolo pe câmp trebuie să-mi un palat frumos, dar vezi că asta seară trebuie să fie gata." Fata se îngrozi și răspunse Cum o să pot eu singură să fac o muncă atât de mare? Să nu cumva să îndrăznești să-mi răspunzi Țipă mama vitregă după cum poți să secătuiești un iaz cu o lingură găurită, ai să poți ridica și un palat. Dar fii atentă, că vreau să mă mut în el chiar astăzi. Și nu care cumva să văd că lipsește ceva, fie el și cel mai mic lucru de prin bucătărie sau de prin pivniță, că știi deja ce te așteaptă. Acestea zise o scoase pe fată din casă și când ajunse pe câmp, găsirea acolo stâncile îngrămădite morman, cum o așteptau să fie clădite. Se așeza apoi pe iarbă și vărsă lacrimea mare, dar în sinea ei încă mai trăgea nădejdea că bătrâna cea bună nu o va lăsa nici de data asta. Spre bucuria fetei, bătrâna, nu se lăsă multă vreme așteptată, se apropie de dânsa și îi spuse împăciuitor, Vai, mai bine mergi, de te întinde colo la umbră și dormi, nițel, am eu grijă să-ți clădesc palatul și dacă o să-ți placă, poți să locuiești chiar tu în el." După ce fata se îndepărtă, bătrâna a atins în cetișor stâncile cenușii, iar acestea, îndată se ridicară în aer, se puseră în mișcare și se așezară frumos, de parcă niște uriași iscusiți ar fi construit zidurile. Apoi clădirea a început să prindă contur și ai fi crezut că lucrau mii de mii de mâini nevăzute și harnice care tot așezau piatră peste piatră. Până la lăsarea serii, toate sălile din castel fură terminate și împodobite. Cum făcu până la urmă bătrâna, nu știu să vă spun, însă pereții saloanelor erau îmbrăcați în mătase și catifea, mesele erau din marmură, iar pe lângă ele așteptau scaune pline de broderii lucrate cu multă migală și jilțuri împodobite cu măestrie. Într-un cuvânt, oriunde ți întorceai privirea, vedeai cum toate sclipesc de bogăție și era ca și când un rege ar fi trebuit să se mute acolo. Înainte ca soarele să apună, iată că fata se trezi din somnul ei și nu mică-i fumirarea când dădu cu ochii de mii de mii de lumini strălucitoare. Se apropie cu pași repezi și intră în castel pe poarta care o aștepta deschisă. Apoi alergă iute și o aduse pe mama ei vitregă să vadă că era gata castelul. Vreau să mă mut în el îndată, strigă femeia și se ridică de pe scaun. Când ajunse la castel și intră în el, trebuie să, să -și, trebuia să-și pună o mână la ochi, căci se simți orbită de lucrurile strălucitoare de acolo. Ai văzut?" îi zise atunci fetei. Ai văzut ce ușor ți-a fost?" Da, 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 trebuia să-ți dau eu ceva mai greu de făcut." Apoi colindă prin toate saloanele și atacurile, cercetând fiecare ungher cu atenție, doar, doar o găsi ceva lipsă sau stricat, dar nu reuși să afle nimic. Pe unde, Pe unde să intrăm în pivniță? strigă ea. Dacă nu o găsesc plină cu butoaie cu vin, atunci e vai și amar de tine! se duse de deschise singură ușa din podea și începu să coboare treptele, dar nu apucă bine să facă nici doi pași, că ușa grea se și trânti în urma ei, de unde fusese doar puțin sprijinită. Copila auzi un țipăt și dădu fuga să ridice înapoi ușa ca să-i vină în ajutor, dar când ajunse la ea, o găsi prăbușită pe podea și văzu că pierise. De acum, întreg palatul măreț rămase numai și numai al fetei. În curând, îi se duse vestea prin toată lumea despre frumusețea și bogăția ei. În fiecare zi treceau pe acolo pețitori, însă niciunul nu i se arăta pe plac. Într-un sfârșit, iată că sosi fiul unui rege care știu cum să vorbească inimii ei, și astfel cei doi se logodiră. În grădina castelului se afla un tei și sub crengile lui verzi stătură ei singuri într-o zi, iar el îi spuse Mă duc de grabă acasă la mine ca să cer binecuvântarea tatălui meu pentru nunta noastră. Te rog, așteaptă-mă aici sub tei că mă întorc iute. Și așa fata rămase sub tei până la apusul soarelui, dar el nu mai veni. Stătu acolo încă trei zile, din zor și până în seară, și îl tot așteptă, dar în zadar. Când văzu că nici a patra zi nu se zărește, își spuse, Sigur, i s-a întâmplat o nenorocire, plec în lume să-l caut și nu mă întorc decât după ce-l găsesc. Noapte bună, copii!